Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Permiteți-mi să vă invit la redeschiderea Bibliei în cartea către Romani, epistola către Romani scrisă de Pavel, și să citim din capitolul 8, Cuvântul Domnului, care va inspira următoarele două mesaje, duminica aceasta și într-o duminică viitoare, despre ceea ce ne-am propus să vorbim ca învățătură, ca îmbărbătare, ca lumină pe calea Domnului. Roman, capitolul 8, versetele de la 28 până la 30. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Vă invit, scumpii mei, să vă reocupați locurile, să rămâneți în liniștea prezenței lui Dumnezeu, în bucuria prezenței lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care îl implorăm să ne umple ființa de lumină, de înțelegere, în timpul acesta, când ne aplecăm înspre cuvântul Domnului cu atitudine smerită și căutătoare să-L înțelegem. În seara aceasta aș vrea cu toată responsabilitatea, dar și cu toată modestia, conștient de riscul a vorbi direct despre acest subiect, să vă prezint un gând din partea lui Dumnezeu și din Scripturi, pe care l-am numit predestinația și siguranța sau securitatea eternă. Aș vrea să îmi iau câteva minute și să fac un cuvânt de introducere. Omul a fost creat sfânt, după chipul și asemănarea morală și spirituală a lui Dumnezeu. Aceasta a fost condiția în care omul a apărut în grădina Edenului pe planeta Terra. El a ales însă să-L trădeze pe Dumnezeu prin neascultare și prin alianță cu diavolul. Să păcătuiască, și Dumnezeu i-a permis să facă lucrul acesta, după cum mai înainte i-a permis lui Lucifer și la a treia parte din îngeri să facă același lucru. Dumnezeu a permis lui Lucifer și a treia părți din îngeri să îl părăsească pe Domnul. A permis lui Eva și mai apoi lui Adam să păcătuiască. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, pe înger, pe Eva, pe Adam, ființe libere. Și ei au folosit greșit această libertate, păcătuind împotriva legilor lui Dumnezeu și stricând legământul părtășiei cu Dumnezeu. După căderea în păcat, omul a continuat să trăiască în trup, în suflet, dar a murit în duh și a continuat să trăiască într-o natură pervertită de păcat și depravată. Pentru că moartea spirituală anticipată de Dumnezeu în grădină înainte de cădere a devenit acum o realitate. Întreaga existență a omului
adică suflet și trup, astăzi poartă pecetea morții spirituale, iar manifestarea existenței umane este o dovadă a depravării morale în care omul a ajuns, devenind independent de Dumnezeu, rob al propriilor plăceri, pe care le face cu pasiune și apoi le regretă restul vieții. Dumnezeu, din iubire pentru ființa creată de El, a trimis pe Domnul Iisus să moară în locul omului, pentru că plata păcatului era moartea, și să-L ispășească pe om din păcat și din consecința acestuia, adică iadul de foc, murind Hristos în locul omului. În al doilea rând, aș vrea să observăm diferențe fundamentale în aplicarea mântuirii. În legătură cu înțelegerea planului de mântuire a lui Dumnezeu, realizat prin Hristos, aplicat prin Duhul Sfânt, explicat prin Biblie, există asemănări și diferențe între bisericile creștine care se adună la părtășie și care compun Sfinții Domnului. De-a lungul a 2000 de ani de istorie creștină s-au conturat două doctrine majore în legătură cu acest subiect, mântuirea lui Dumnezeu. În primul rând aș vrea să vorbesc despre asemănări și apoi despre diferențe. Cele mai multe biserici creștine acceptă următoarele adevăruri fundamentale. Poate toate. 1. Omul a căzut în păcatul neascultării în grădina Edenului și Dumnezeu a luat atitudine față de această neascultare și l-a scos pe om, l-a eliminat pe om din prezența sa și din grădină. 2. Omul trăiește acum departe de Dumnezeu, în păcat și într-o natură în care nu poate să trăiască altfel decât în păcat, pentru că natura în care el trăiește este păcătoasă. Nu are puterea să împlinească voia lui Dumnezeu, măcar că deseori vrea. 3. Omul este responsabil pentru păcatul pe care l-a făcut. Adam și Eva și mai apoi toți oamenii de atunci sunt responsabili de păcatele lor. 4. Din iubire pentru omul părăsit, singur și în păcat, Dumnezeu a pregătit o soluție. L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să moară în locul omului care trebuia să moară, oferindu-i acestuia viața ca să trăiască. Toate aceste patru puncte sunt universal valabile pentru toate bisericile creștine care astăzi sunt pe fața Pământului. Și acum vreau să vorbesc despre diferențe care împart aceste biserici în două tabere din punct de vedere al înțelegerii mântuirii lui Dumnezeu aplicată omului. Felul în care se aplică mântuirea lui Dumnezeu la om este diferit interpretată, înțeleasă, tălmăcită de bisericile creștine care populează planeta Pământ. Ele se împart în două categorii. Prima categorie a început la sfârșitul secolului 4 și începutul secolului 5, cu aproximativ 1600 de ani în urmă, când un bărbat special pe care Dumnezeu l-a folosit și a rămas scris în istoria lui Dumnezeu și în istoria oamenilor, pe nume Augustin, apoi alții și alții, printre care Calvin, apoi alții și alții, printre care bisericile reformate, protestante, au dezvoltat o doctrină pe care au numit-o doctrina predestinației și asiguranței eterne.
potrivit căreia Dumnezeu, înainte de facerea lumii, a hotărât să-i mântuiască pe unii, și așa va face, și să-i piardă pe alții, și așa va face, lăsându-i pe aceștia în afara posibilității de a se mântui, indiferent ce vor face. Cei care vor fi mântuiți prin decizia suverană a lui Dumnezeu, predestinați pentru mântuire, nu numai că vor fi predestinați pentru mântuire, dar după ce vor ajunge să fie mântuiți, nu vor mai avea putința să piardă această mântuire. Vor fi păstrați de Dumnezeu. Cum prin decizia lui Dumnezeu au fost mântuiți, prin decizia lui Dumnezeu vor rămâne mântuiți până la capăt. Ei nu vor avea posibilitatea să-și piardă mântuirea. Mântuiți prin decizia lui Dumnezeu, predestinați pentru asta, și nu vor avea posibilitatea să-și piardă mântuirea, adică vor avea o siguranță eternă. Cei nemântuiți de Dumnezeu, asupra cărora Dumnezeu a spus, voi nu veți fi mântuiți niciodată, și indiferent ce veți face, ei vor rămâne nemântuiți până la sfârșit și vor fi condamnați la pierzare veșnică. În suveranitatea sa de Dumnezeu, de Creator, de Dumnezeu care face ce vrea cu creația sa, Dumnezeu a hotărât lucrul acesta din perspectiva acestor persoane și acestor biserici amintite de mine mai devreme, iar această învățătură a rămas până astăzi, chiar dacă Augustin, Calvin și generația bisericilor reformate de atunci au murit. Această învățătură a rămas și ea este împărtășită astăzi de multe biserici, în mod special mai mult de biserici baptiste, dar nu numai. Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru cei pe care i-a mântuit, fără să se uite la meritele lor, așa a vrut El. Și pe ceilalți a lăsat în afara mântuirii, fără să se uite la defectele lor, ci așa a vrut El. Doctrina predestinației și a păstrării în har sau a siguranței eterne sunt legate în mod inseparabil una de alta. Pentru că Dumnezeul care a spus aceștia vor fi mântuiți, El îi va păstra până la capăt pe aceștia. Al doilea punct de vedere a plecat tot din timpul lui Augustin, de la un alt bărbat care a fost un călugăr englez pe nume Pelagius. A trecut prin istorie pe la Arminius, pe la Wesley, pe la bisericile neoprotestante. Și punctul acesta de vedere are învățătura potrivit căreia liberul arbitru și responsabilitatea mântuirii este a omului. Adică Dumnezeu a pregătit mântuirea prin Iisus Hristos, a oferit-o oamenilor prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie, iar oamenii în egală măsură au libertatea să creadă, să se pocăiască și să fie mântuiți. Dar de aici încolo, ei hotărăsc, fiecare individ separat pentru sufletul lui, hotărăște dacă prin credință și pocăință va deveni mântuit sau nu. Cei care vor deveni mântuiți își pot pierde mântuirea dacă nu veghează, dacă nu trăiesc în pocăință până la sfârșit. Iar cei care nu s-au mântuit rămân nemântuiți până la sfârșit, dar nu pentru că Dumnezeu a hotărât așa, ci pentru că ei au respins mântuirea pe care Dumnezeu le-a oferit-o. În această stare ei rămân osândiți de mânia lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două mari puncte de vedere care fac din bisericile Domnului de pe planeta Pământ să existe diferență în înțelegerea mântuirii și în aplicarea mântuirii. Îmi veți spune, frate Luigi, nu e important. Este important.
În al treilea rând, aș vrea să definim, să explicăm termenii, pentru că vom folosi anumiți termeni tehnici pe care nu-i putem evita, și să-i explicăm pentru că atunci când îi vom folosi să avem toți aceeași înțelegere. Primul termen pe care îl vom folosi este predestinația. Sigur, explicația acestui cuvânt poate fi simplistă, așa cum o fac eu acum, sau foarte complexă, cum o fac dicționarele și studiile biblice. Predestinația înseamnă plănuirea unui lucru mai dinainte, plănuirea unui destin mai dinainte. Dicționarul biblic spune despre predestinație următoarea explicație. Hotărârea nestrămutată a lui Dumnezeu de a stabili mai dinainte destinul temporal și veșnic al tuturor oamenilor. El privește mântuirea unora și respingerea altora, fără vreun merit al acestora, ci bazat doar pe voia și suveranitatea lui Dumnezeu. Aceasta este predestinația. Predestinația vine de la latinescul praedestino, pe care Vulgata înseamnă Biblia tradusă în limba latină, îl explică ca fiind decretul lui Dumnezeu de a hotărî destinul veșnic al omului înainte ca acesta să se nască. Cu alte cuvinte, când noi ne naștem, destinul nostru în ceea ce privește mântuirea e deja realizat de Dumnezeu. Și n-ai ce face dacă te-a destinat Dumnezeu să fii mântuit, orice ai face vei fi mântuit până la urmă. Și dacă Dumnezeu te-a destinat să nu fii mântuit, orice ai face nu vei fi. De fapt, nici nu vei putea să faci ceva, nici nu-ți va trece prin cap să faci ceva. Acesta înseamnă predestinație. Dicționarul explicativ al limbii române, o sursă laică de data aceasta, adică nebisericească, spune despre predestinație că este hotărârea destinului unui om înainte ca el să se nască. Al doilea cuvânt pe care vreau să îl prezint, pentru că îl vom folosi în înțelegerea, în explicația noastră, este dubla predestinație. Dubla predestinație înseamnă decizia lui Dumnezeu nu doar de a-i mântui pe unii, ci și de a-i lăsa pe alții în afară, de a-i condamna. Predestinația simplă înseamnă că pe unii cheamă la mântuire și atât. Predestinația dublă înseamnă că pe unii cheamă la mântuire și pe alții cheamă la osândă. Acest concept al dublei predestinații l-a dezvoltat Calvin și de aici Biserica Reformată. Chiar dacă informația aceasta sună teologic, e mai greoaie, noi trebuie să avem o cunoaștere a adevărului lui Dumnezeu, să fim informați despre cele două curente de gândire majore care străbate lumea și să știm că tinerii din biserică, copiii noștri, vor fi influențați de ambele curente de gândire, iar noi ca biserică nu putem să credem în două feluri. Noi trebuie să ne definim punctul de vedere ca biserică. Noi trebuie să știm care e punctul de vedere al Bisericii Betania. Nu putem să jonglăm în între învățături. Pentru că nimeni nu își asumă responsabilitatea să le spună. Nu. Biserica Betania trebuie să aibă un punct de vedere definit clar, explicat clar și cunoscut și știut. Pentru că aceasta prezintă felul în care noi înțelegem Evanghelia, felul în care ne învățăm copiii copiilor noștri din neam în neam. Al treilea cuvânt este precunoașterea. După cum este lesne de înțeles, precunoașterea înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu dinainte a tuturor lucrurilor, însă cunoașterea aceasta nu este cauzatoare. Adică Dumnezeu cunoaște dinainte dacă omul X din Chicago se va pocăi sau nu. Dar faptul că Dumnezeu cunoaște asta nu cauzează ca el să se pocăiască sau nu, nu. Cunoașterea lui Dumnezeu, precunoașterea lui Dumnezeu nu-i cauzatoare. Adică nu din cauza cunoașterii se întâmplă ce se întâmplă. Dumnezeu cunoaște ce se va întâmpla, dar el nu afectează să se întâmple așa, ci se întâmplă așa doar pentru că așa vrea omul să se întâmple. E alegerea omului pe care Dumnezeu doar o cunoaște, dar cunoașterea lui Dumnezeu nu cauzează ceea ce se întâmplă.
Al patrulea cuvânt este alegerea. Alegerea este actul suveran al lui Dumnezeu de a alege anumite persoane pentru mântuire, fără ca acestea să aibă vreun merit. Pur și simplu le alege El după criterii pe care noi nu le putem cunoaște și înțelege. El care e Dumnezeu face ce vrea în universul pe care l-a creat. Al cincilea cuvânt este predestinarea bazată pe precunoaștere. Acesta este actul lui suveran al lui Dumnezeu de a salva anumiți oameni, de a alege ca anumiți oameni să fie mântuiți, dar această alegere Dumnezeu o face pentru că El știe mai dinainte că oamenii aceia vor alege ei să se pocăiască. Deci Dumnezeu care nu e, pentru El nu există trecut, prezent și viitor, ci doar prezent, El vede dinainte dacă eu, când voi deveni adult, voi alege mântuirea și pocăința prin credință sau nu. Și pentru că El a știut dinainte că eu voi alege, El m-a hotărât pe mine mai dinainte. Deci e predestinarea nu datorită voiei Lui fără vreun merit, ci este predestinarea datorită precunoașterii că eu oricum voi primi mântuirea. Mai am două lucruri de spus pentru ca să nu deschid prea multe labirinturi în care să intrăm și să ieșim greu de acolo. Securitatea eternă sau păstrarea sfinților în har. Securitatea eternă este capacitatea infinită a lui Dumnezeu de a păstra în starea de mântuire pe cei pe care i-a predestinat să fie mântuiți. De aceea securitatea eternă întotdeauna este direct legată de predestinație, iar predestinația este direct legată de securitatea eternă. Pentru că predestinația este începutul securității eterne, iar securitatea eternă este sfârșitul predestinației. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu îl predestinează pe acest individ să fie mântuit, până la capăt îl va păstra în mântuire și el nu-și poate pierde mântuirea. Ultimul cuvânt este lepădat. Un cuvânt care nu are nevoie de explicații. Dar spun două vorbe, este respingerea unor anumite persoane, nu înainte de a le da șansa să se pocăiască, dar le respinge Dumnezeu datorită neputinței lor de a atinge anumite standarde pe care pot să le atingă prin harul lui Dumnezeu, dar nu vor. Aici, ideea aceasta din Ieremia, capitolul 6, versetul 30, permiteți-mi să citesc cuvântul acesta, Ieremia, capitolul 6, versetul 30. De aceea se vor numi argint lepădat, pentru că Domnul i-a lepădat. Și mai este încă un cuvânt, Isaia 1, cu 22, are același, ideea aceeași. Ideea de aici este preluată din tehnologia prelucrării metalelor. Și ideea aceasta ne pune în fața anumite metale care sunt defecte, care sunt nefolositoare și care nu se lasă prelucrate pentru ca meșterul să scoată din ele ceea ce vrea. Și atunci când materialul e atât de rău încât nu poate fi prelucrat, el e lepădat. Dar nu e lepădat înainte ca să fie pus în foc și să vadă dacă poate fi prelucrat. Nu dinainte să-l încerce meșterul, ia și-l aruncă. Nu. Îl ia, îl pune în foc și încearcă să-l prelucreze. Probabil să-l îndoaie, să-l îndrepte, să-i dea o anumită formă. Dar pentru că nu reușește, l-aruncă. Îl leapădă. Aceasta este ideea căderii din har sau a pierderii mântuirii. Celălalt punct de vedere. Explicarea doctrinei predestinației sau predestinării. Aici vreau să fac un pic o paranteză și să motivez cuvintele pe care eu le spun în seara aceasta și într-o dată viitoare. Trebuie să recunoaștem că, pe de o parte, noi trebuie să avem o doctrină despre acest subiect, înțelegând cât se poate înțelege. Însă, pe de cealaltă parte, trebuie să recunoaștem că doctrina aceasta, subiectul acesta pe care noi îl dezbatem în această seară, la modul absolut numai Dumnezeu îl înțelege. Noi însă suntem chemați să vrem să înțelegem atât cât putem și atât cât Biblia ne ajută, ceea ce vom și face. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici este să întreb de ce este nevoie să cunoaștem
despre acest subiect. Este nevoie să cunoaștem, frați și surori, pentru că generația venită din România are un punct de vedere, iar generația educată și crescută în America, într-o altă atmosferă spirituală, socială, religioasă, are sau e tentată să aibă un alt punct de vedere. Ori o biserică care va avea în cea mai importantă problemă a mântuirii, chiar mântuirea, două puncte de vedere fundamental diferite, biserica aceasta va avea puține șanse să rămână împreună de-a lungul anilor. Unii se vor uita cu dispreț și cu ironie la alții, nu vor accepta predicile altora, nu-i vor aprecia ca pe slujitori pentru că ei au o doctrină greșită. La fel vor spune și ceilalți despre unii. De aceea, ca o biserică unitară să împărtășească în lucrurile fundamentale același punct de vedere, este nevoie de învățătură. O învățătură transparentă, spusă cu responsabilitate, dar în același timp și cu o competență sfântă. Având la bază Scriptura și doar Scriptura. În al treilea rând, vreau să răspund unei alte întrebări. De ce există diversitatea aceasta? Înțeleg că există diversitate în probleme minore. Dar mântuirea sufletului este o problemă majoră. Prima dintre ele. În primul rând, pentru că membrii bisericilor din diaspora sunt extrem de diverși. Au fost educați spiritual în medii diferite, în biserici locale diferite. Unii în Ardeal, alții în Moldova, unii într-o parte a țării, alții în alta, unde diferența de interpretare a problemei mântuirii se vede că a fost reală. În al doilea rând, datorită lipsei de educație spirituală și biblică. Spuneam că suntem acum la explicarea doctrinei predestinației. Și aici spunem că predestinația este alegerea de către Dumnezeu a indivizilor pentru viață eternă sau pentru moarte eternă. Toate cele cinci aspecte ale învățăturii predestinației și ale siguranței eterne, așa cum au fost ele elaborate de Calvin, un bărbat care a avut un rol important în doctrina aceasta, pe care noi vrem sau nu vrem, trece pe la inima noastră și îi spunem da sau nu, sunt uneori exprimate printr-un acrostih. Acrostih este o poezie unde fiecare rând începe cu o literă care face un cuvânt. Observați aici că scrie T, U, L, I, P pe verticală. Primul cuvânt, tulip. E bine, aceste cinci cuvinte sunt un acrostih. Ce vor ele să spună? T înseamnă totala depravare a oamenilor. U înseamnă unideterminarea alegerii, adică noi nu putem să-L alegem pe Dumnezeu, numai Dumnezeu ne alege pe noi. Alegerea e numai dintr-un sens, nu din ambele sensuri. E unisens, nu este dublu sens. L, L, înseamnă limitarea jertfei Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii, dar jertfa Lui până la urmă e valabilă numai pentru cei pe care i-a mântuit Dumnezeu prin predestinare. Că pe cei pe care Dumnezeu i-a osândit, degeaba a murit Hristos și pentru ei, că jertfa Lui nu va fi valabilă pentru ei, că Dumnezeu nu i-a mântuit. I, irezistibilitatea Harului pentru cei aleși. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu a predestinat pe cineva să fie mântuit, el nu poate rezista, va fi mântuit până la urmă. P, păstrarea sfinților în har sau securitate eternă. Adică nu poți pierde mântuirea odată ce ai fost mântuit de Dumnezeu. Ai fost mântuit de Dumnezeu, mântuit vai rămâne până la sfârșitul vieții. Dumnezeu te va ține mântuit. El te mântuiește că vrea El, El te ține până la sfârșit că vrea El. La fel se întâmplă și cu ceilalți. El îi osândește că vrea El și El îi ține în osândă până la sfârșit că vrea El. Este voința suverană a lui Dumnezeu. Spuneam mai devreme că în jurul anului 400, după anul 400, la începutul secolului 5,
S-a conturat doctrina despre predestinație atunci când Augustin s-a întâlnit cu Pelagius. Augustin a scris în tezele lui, care pot fi citite și astăzi, Harul lui Dumnezeu este irezistibil și niciunul dintre cei care sunt rânduiți pentru el nu-l poate refuza. Calvin, mai târziu peste sute de ani, preia această doctrină a lui Augustin, însă el merge mai departe decât a mers Augustin cu teoria predestinației și el face o dublă predestinație. Augustin spunea că Dumnezeu i-a ales pe oameni să fie mântuiți, iar pe ceilalți i-a lăsat în pace. Calvin spune, nu i-a lăsat în pace, i-a osândit să nu fie mântuiți. Asta înseamnă dublă predestinație. Calvin a scris următorul lucru despre asta. Noi numim predestinație planul veșnic al lui Dumnezeu, prin care el a stabilit ce voia să facă cu fiecare om. Dumnezeu nu a creat toți oamenii pentru același scop, fiindcă pe unii a rânduit pentru viață veșnică, iar pe alții pentru moarte veșnică. Și cei care au fost rânduiți pentru viață veșnică vor avea viață veșnică oricum, iar cei care au fost rânduiți pentru moarte veșnică vor avea moarte veșnică oricum. N-are importanță ce fac unii sau alții, ce a hotărât Dumnezeu se va întâmpla. Asta înseamnă teoria predestinării. Calvin este acela care, pe lângă doctrina alegerii, adică predestinarea pentru mântuire a unora, face și doctrina reprobării, adică pe unii a condamnat Dumnezeu să meargă în iad, să rămână în starea de osândă, de păcat. Această exigentă interpretare, și acum o să vă rog să fiți atenți, pentru că facem o aplicație practică la contextul istoric al lui Calvin, să motivăm de ce a ajuns el la această exigentă interpretare. Trebuie să recunoaștem că este o interpretare biblică foarte aspră. Din 10, Dumnezeu ia 2, 3, 5, pe ăștia hotărăște să-i mântuiască și vor rămâne mântuiți, ăștia nu pot pierde mântuirea, iar ceilalți 7, 8, 5 câți au rămas, ăștia rămân în osândă și orice ar face ei, ei vor rămâne osândiți și vor merge în iad. E o interpretare exigentă, aspră. De ce a ajuns el la acest punct de vedere? Calvin a trăit într-o vreme în care Biserica Catolică vindea indulgențe, adică niște etichete, un fel de etichete, pe care omul le cumpăra pe bani și Biserica Catolică îi asigura mântuirea acestui om. Cu alte cuvinte, Biserica Catolică monopoliza mântuirea lui Dumnezeu. Ei, pe cine vroiau, ei îi mântuia, pe cine nu mai vroia, nu îi mai mântuia. Ori Calvin, când a început să înțeleagă Scriptura, a fost atât de indignat de această realitate și a spus, cine sunteți voi de vă permiteți să dați mântuirea cui vreți voi? Mântuirea lui Dumnezeu. Voi nu puteți să o dați nimănui și nici nu puteți să opriți pe cineva să se mântuiască. Voi nu vă puteți o permite să faceți asta. Și atunci Calvin, din indignarea lui, din durerea lui că această biserică a căzut atât de mult încât și-a permis să creadă că ea împarte mântuirea, ei, Calvin, ca o reacție, a sărit în extrema cealaltă. A luat monopolul mântuirii din mâna Bisericii Catolice și a spus, nu, Dumnezeu mântuiește. Și ca o reacție la situația istorică, că Biserica Catolică pretindea monea adevărat, că ea mântuiește, Calvin, ca o reacție, supărat și furios că Biserica își abrogă un drept pe care nu-l are, atunci, ca o reacție, a sărit în extrema cealaltă. Din extrema de dreapta a sărit în extrema de stânga. Și acum vă dau un exemplu din viața cotidiană. Imaginați-vă un copil care crește într-o familie credincioasă foarte, foarte, foarte conservatoare. La 16 ani când pleacă de acasă, care e reacția lui? Să se ducă în extrema cealaltă. Când scapă, scapă de tot. Nu-i mai trebuie biserică, nu-i mai trebuie pocăință, nu-i mai trebuie rugăciune, pentru că a fost sufocat în mod exagerat de conservator. Și acum când a scăpat, sare în partea cealaltă ca o reacție. Așa a făcut Calvin. Ca o reacție la Biserica Catolică care pretindea că are dreptul să manipuleze mântuirea lui Dumnezeu și să o monopolizeze, să o dea pe bani, atât de indignat a fost Calvin pe oamenii aceștia, încât el a reacționat, dar reacția lui a fost de extremă și s-a dus în partea cealaltă, spunând doctrina dublei predestinații.
Aș vrea să închei în seara aceasta, în al cincilea rând, spunând câteva cuvinte despre explicarea securității eterne. Doctrina securității eterne sau a păstrării sfinților în har, prin voia lui Dumnezeu suverană, fără ca aceștia să aibă posibilitatea să o piardă, spune că omul odată mântuit nu mai poate să-și piardă mântuirea. Ați auzit această învățătură? Dacă nu ați auzit de ea, frați și surori, asta înseamnă că trăiți într-o atmosferă înconjurați numai de frați de vârsta dumneavoastră și nu vă amestecați și prin alte medii creștine mai tinere, mai diferite de noi. Însă copiii noștri, tinerii bisericii, au acces la această învățătură. Și este bine ca să ne definim punctul de vedere. Să spunem care este orientarea Bisericii Betania. Ce credem noi despre cea mai importantă problemă a mântuirii? Mântuirea însăși. Această doctrină spune că cine cade în păcat și stăruiește în păcat, pierzându-și mântuirea, nu a fost mântuit. Cu alte cuvinte, ei spun așa: dacă un om e mântuit, nu poate să-și piardă mântuirea. Dar dacă își pierde mântuirea, înseamnă că nici n-a fost mântuit. Că o mântuire, dacă o ai, nu o poți pierde. Deci e lege, mântuirea nu se poate pierde. Dar dacă totuși a pierdut-o, înseamnă că n-a avut-o. Cu alte cuvinte, vine individul X, bărbatul X la 25 de ani, vine în Biserica Betania și se pocăiește. Se mântuiește și stă 10 ani în Biserica Betania. La un moment dat cade într-un păcat, rămâne în păcatul acela unde trăiește până la sfârșitul vieții. Noi spunem așa: cu 10 ani în urmă s-a mântuit și astăzi a alunecat de pe calea Domnului și a căzut în păcat. Ei, cei care împărtășesc doctrina predestinării și a securității eterne spun: nu, nici n-a fost mântuit. Că cine e mântuit nu poate să cadă după 10 ani, nu poate să-și piardă mântuirea. Ăsta n-a fost mântuit. Și acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Dovada că cineva e mântuit stă în faptul că el rezistă până la sfârșit să fie mântuit. Asta înseamnă că noi vom ști cine e mântuit și cine nu, numai după ce omul acela moare. Dacă moare în credință, a fost mântuit. Dacă nu moare în credință, încă nu știm dacă nu cumva va pierde mântuirea, ca un semn că nici n-a fost vreodată mântuit. Pentru a justifica acest punct de vedere, Calvin explică că harul lui Dumnezeu e de două feluri. Este harul comun al lui Dumnezeu, care e pentru toți oamenii, dar nu mântuiește. Harul ăsta nu-i mântuitor, nu conține și oportunitatea mântuirii. E un har general. Un har general pentru toți oamenii. Bunătatea lui Dumnezeu, soarele, lumina, apa, viața, însănătoșirea, vindecarea rănilor. Harul lui Dumnezeu general, dar nu e mântuitor, ăsta nu mântuiește, ăsta e harul comun, ăsta e pentru toată lumea. Dar acum e harul special, ăsta mântuiește, dar ăsta nu-i decât pentru cei aleși. Asta spune Calvin, asta spune teoria predestinării și a păstrării sfinților în har sau asiguranții eterne. Dacă veți citi astăzi cărți teologice de renume, veți constata că mulți dintre autorii și scriitorii acestor cărți împărtășesc doctrina predestinării, o explică, și împărtășesc doctrina păstrării în har sau a securității eterne și o explică. De asemenea, Calvin spune că Dumnezeu își permite să aleagă în mod suveran pe unii să-i mântuiască, iar pe alții să-i condamne, să-i piardă. Pentru că așa vrea el, fără niciun motiv, sau nu fără niciun motiv, motivele lui Dumnezeu nu sunt accesibile nouă. Dumnezeu așa vrea el să facă. Oricum Dumnezeu nu are nicio obligație față de oameni. Cu ce e Dumnezeu obligat față de mine să mă mântuiască? Dacă vrea să-l mântuiască doar pe Petru Cladovan, e problema lui Dumnezeu, e bunătatea lui Dumnezeu. Eu nu-l pot obliga pe Dumnezeu să mă mântuiască pe mine, așa că dacă nu mă mântuiește, n-a greșit Dumnezeu cu nimic față de mine. De menționat, faptul că doctrina predestinației, spun încă o dată în încheiere, este asociată în mod direct cu doctrina securității eterne.
Pentru că 100% cine acceptă doctrina predestinației sau a dublei predestinații, la fel 100% trebuie să accepte și cealaltă jumătate a doctrinei, adică siguranța eternă. Iar cine acceptă că mântuirea lui Dumnezeu e oferită tuturor oamenilor și omul este responsabil dacă o primește sau o respinge și dacă o primește e mântuit prin credință și pocăință în Hristos, iar dacă o respinge rămâne în osândă, dar dacă o primește și e mântuit, el trebuie să trăiască în neprihănire până la sfârșit și numai aceia care rabdă până la sfârșit vor fi mântuiți. E responsabilitatea omului și alegerea omului. Dumnezeu alege ca toți oamenii să fie mântuiți. Frați și surori, în această seară ne oprim aici și vom continua data viitoare când vom avea fondul acesta al problemei pus în fața noastră, aducând argumente pentru ceea ce noi socotim că este doctrina bisericii și este punctul nostru de vedere. Însă ceea ce vă sugerez dumneavoastră, indiferent ce punct de vedere împărtășiți, din grupul, din biserica sau din familia din care veniți, dacă îți pui baticul atât sau un pic mai așa, sau dacă e gros sau e mai subțire, lucrul acesta poate fi discutabil. Dar mântuirea lui Dumnezeu și aplicarea ei este o problemă absolut fundamentală și nu poate fi discutabilă. Aceasta este fundația mântuirii noastre și a relației noastre spirituale cu Dumnezeu. De aceea noi trebuie să știm pe ce ne clădim existența spirituală. Noi trebuie să știm unde suntem și cum suntem. Noi trebuie să știm cum ne învățăm copiii și tinerii bisericii, spre unde îi orientăm, ce le spunem. Vin tot felul de oameni căzuți, în depresie, în criză, oameni obosiți, oameni descurajați și întreabă, cum este frate? Și noi probabil că ar trebui să le răspundem în mod irresponsabil, dând din numeri, Dumnezeu știe. Frați și surori, această carte ne-a fost dată ca să știm și noi. Nu cât știe Dumnezeu, că noi suntem niște ființe din pământ, limitate, dar atât cât ne spune Biblia, noi trebuie să știm. Și ce știm, trebuie să știm bine. Mă rog în această seară pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră și pentru Biserica Domnului, pentru fiecare suflet prezent aici. Puneți-vă la inimă aceste cuvinte. Rugați-vă Domnului pentru mine, pentru dumneavoastră și pentru următorul cuvânt, când vom reveni și vom continua să ne gândim, probabil în ultima lecție, cea de-a doua, predestinarea și securitatea eternă. Un lucru este clar, dacă nu ești sigur că ești mântuit, în seara aceasta poți să ai toți banii din lume, vei pleca trist acasă. Te vei trezi odată la 2:30, odată la 3:30, odată la 4:30 și de la 4:30 nu mai dormi. Pentru că toți banii din lume îi mai ai puțin, că mori și mergi în iad. Dar atunci când știi că ești mântuit, pentru că a venit Iisus și fără să meriți, a murit pentru tine și pentru mine. Chiar dacă ești sărac și n-ai decât un colț de pâine astăzi, te culci în pace și adormi, pentru că Dumnezeu a avut milă și de tine. Și știi că chiar dacă ești bolnav, chiar dacă ești singur, chiar dacă n-ai acte, chiar dacă nu te înțelegi bine cu partenerul de viață, sau poate treci printr-o grămadă de greutăți, va veni odată o dimineață a învierii, când se va întoarce cel care a mai fost odată pe aici, ca să strângă ce a semănat. Și atunci el va ști unde este patul în care dorm eu, dacă e noapte, sau va ști locul unde sunt eu, dacă este ziua. Și printr-o putere pe care nu știe nimeni să o explice, Dumnezeu va lua sufletul meu la el. Și acolo nu voi mai ști să plâng, că nu mai e nevoie. Pentru că voi trăi undeva unde este el și unde voi fi aproape ca el. Această siguranță îmi dă toată liniștea din lume și îmi dă toată pacea din lume. Vă sugerez în această seară să plecați cu această siguranță acasă. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Siguranța aceasta să nu fie ieftină, ci să fie bazată pe o pocăință reală, pe o credință puternică în jertfa mărețului Mântuitor Iisus Hristos.
Aș vrea să vă îndemn acum, în încheiere, să spunem Domnului ce simțim, ce gândim, să ne rugăm, pentru că urechea Lui este îndreptată spre noi. Dumnezeu ne iubește. Noi suntem obiectul iubirii Lui Dumnezeu. Spre noi se îndreaptă toată iubirea abundentă a Lui Dumnezeu. Vă îndemn, scumpii mei, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.